Întâi și întâi, prostul e cineva care știe. Știe. E sigur. N-are dubii și dacă ești atent, îți și explică. Dacă nu înțelegi, ești prost. Sau dacă nu ești de acord cu ce îți explică el. Prostul, în general, nu poate fi contrazis, are convingeri de beton și, pe lângă că prostul este știutor, prostul este și, în general, foarte serios. E solemn. E genul care se arată mereu din profil. E statuar. E inflexibil. E mineral. Valerii spune la un moment dat, prostia e incapacitatea de a râde de tine. E din potrivă obsesia de a te lua foarte în serios. În plus, fiind și știutor și serios, prostul e sfătos. Are soluții. Eu când aud pe cineva spunând, stai să-ți explic. Intru în panică. Pentru că există un fel de suficiență intelectuală, o fudulie a prostului și din cauza că este atât de știutor și atât de sigur de el, prostul în general un om fericit. Nu se îndoiește de sine, e mulțumit. Întâlnesc frecvent oameni pe care îi invidiez din cauza asta, care au dreptate cu o consecvență tulburătoare. Pe de altă parte, prostul este mereu reductibil la o schemă, e simplu. Are câteva idei fixe, are o vorbire de obicei standardizată, cunoașteți, aici ne înscriem toți, toți spunem de-a lungul zilei și vieții tot felul de propoziții care nu înseamnă nimic, dar pe care le repetăm cu toții într-un moment sau altul, fie fiindcă nu știu ce să mai spunem, fie că nu mai știm ce altceva să mai spunem. Și atunci spunem propoziții de tipul sănătate să ne dea Dumnezeu, că restul vine de la sine. Dar oricine spune chestia asta, nu se gândește nici la Dumnezeu, nici la sănătate, e un fel de I love you, I love you too, cum se întâmplă în filmele americane. Bun, la capitolul prostie, dar nu o să intru în detalii, intră și prejudecățile, intră ideologiile mai ales. Când un filozof se prostește, devine ideolog. Ideologia e un fel de fast food al gândirii. Nu mai ai o gândire sistematică, elaborată, ci ai una, două idei, ușor de transmis la populație și funcționezi teleghidat pe aceste idei. Și sunt câteva idei, în general prostul trebuie să adaug, e militant. Când știe ceva și știe de obicei ceva, vrea să își răspândească știința și gândirea asupra întregului mapamond, dacă e nevoie. Așa apare political correctness, așa apar tot felul de lupte care tratează umanitatea. Am o răfuială personală cu political correctness, pentru că m-am izbit de mai multe ori de ea și mi se pare o mare prostie a epocii contemporane, pentru că tratează pe om ca pe o vietate bolândă. Deci, te mereu să te gândești înainte să-i spui sau să-i faci ceva, dacă nu cumva, după ce îi faci sau îi spui asta, o să facă o nevroză gravă. Adică lumea e un fel de azil, de convalescenți, în care dacă îi spui unuia, îl critici pe unul, și bă, vezi că ai scris greșit acolo, dacă să sinucide. Și atunci mai bine îi spui, într-o lume ca asta, care cultivă un fel de toleranță fără, care de fapt e un fel de indiferență sau de principiu abstract, nu? Ca să-l pomenesc de nou pe Socrate, într-o lume ca asta, Socrate ar șoma. Pentru că dacă Hipia se-i spune frumosul e o fată frumoasă, în lumea de azi, Socrate ar trebui să răspundă așa. Dom'le, e părerea ta. O respect, asta crezi tu, eu cred altfel, gata. Așa arată toleranța și înțelegerea și politică licorie. Nu te opui, trebuie să înveți să fii de acord cu ce nu ești de acord. Fiindcă dacă spui că nu ești de acord, rănești. Apropo de prostie, se invocă mereu pasajul biblic, evanghelic,
sărac cu Duhul. Și ăsta e un fel de scuză, ba chiar un fel de afecțiune. Fericiți cei săraci cu Duhul. Adică toți traduc asta, fericiți cei mai nătângi, care sunt la locul lor și nu știu. Lasă că nu în toate Evanghelia, în Evanghelia după Luca nu apare săraci cu Duhul, apare doar fericiți cei săraci. Dar săraci cu Duhul a dat o întreagă ideologie care pare să se sprijine pe un text evanghelic despre faptul că prostia e bună. Dând câte am înțeles, dând câte am citit în jurul acestei expresii, sensul e cu totul altul și eu cred că ăsta e sensul adevărat și dacă greșesc, sunt gata să fac ascultare și să revin la interpretarea obișnuită. Sensul este din context următorul. Sunt fericiți cei care, și dacă au ceva, rămân în duh săraci. Fericiți sunt cei care nu se atașează de a avea. La fel, pot fi unii săraci, adică neavuți, care tot timpul visează la achiziții. Ei, și ăia sunt săraci în practică, dar bogați în duh. Adică după mintea lor, aia este scopul. Invers, cel care, bogat fiind, rămâne cu inima smerită, nu se atașează, nu se consideră identic, nu se identifică cu averea lui, cu posesiunile lui, ăla în duh rămâne sărac. Asta ni se cere. Ca orice ne dă Dumnezeu sub beneficiul lui a avea, să nu ne impurifice sufletul și să rămânem în duh cum eram și când n-aveam. Eu așa citesc acest pasaj și mi se pare că e mai sănătos să-l citim așa decât să spunem fericiți cei care nu prea pricep. Dimpotrivă, înțeleg un anumit pasaj din parabola semănătorului că cei care nu pricep, cei care nu au mintea deschisă, sunt o sursă a răului. Prostia e vinovată din punctul meu de vedere. Repet, nu vorbesc de prostia clinică, dar vorbesc de prostia, pentru că tot ce am descris eu până acum se poate corecta dacă vrei. Poți să nu mai te declari știutor tot timpul, poți să nu mai fii sfătos tot timpul, poți să nu mai fii militant tot timpul și solemn. Astea sunt vicii care se pot corija. Nu le corijezi, devii pietroi. Și ca atare, devii manipulabil, ești o bună poartă de intrare în lume a răului. Ești ușor de confiscat, ești lipsit de ceea ce se numește și în limbajul laic prezență de spirit. Adică să fii treaz. Și ca să închei politic și patriotic, am găsit și un citat de un om care nu e în învățământ, dar e mai sus decât atât, domnul Zgonea, foarte simpatic. Zice, imnul național Deșteaptă-te, române, este expresia năzuinței continue a poporului român de a se dezvolta, de a arăta Europii și lumii întregi cât suntem de valoroși. Cu aceasta, prelegerea mea despre prostie se încheie.